Conform calendarului Ministerului Educației, astăzi și mâine se derulează ultima etapă de repartizare computerizată a elevilor în licee. Ea este organizată pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani, până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016. Cei care nu se înscriu pentru a treia repartizare la liceu pot opta pentru o școală profesională. În 3 și 4 septembrie are loc o ultimă etapă de repartizare computerizată absolvenților clasei a 8-a în învățământul liceal. Este vorba de elevii care au fost în situație de corijență sau au avut situația școlară de încheiat după amânare, au promovat și se pot înscrie în învățământul liceal sau profesional. Ei vor fi repartizați la liceele care mai au încă în acest moment locuri libere pentru clasa 9-a. În etapa a treia de admitere în licee participă elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară mai târziu. În județul Giurgiu au mai rămas doar 9 elevi nerepartizați, care au susținut și promovat examenele de corigențe și vor ocupa acum un loc la liceu.